să vă invit la lansarea de la ora 1 și să vă invit, să-l rog de fapt pe domnul Lucian Boia să ne acorde câteva dedicații, dacă vă aștept. Da, da, voi semna cărțile, deși meritul reginei. Regina e cea care a scris jurnalul, nu eu, dar măcar pentru prefață și pentru contribuția mea la volum, am dreptul până la urmă să dau câte o semnătură. Mulțumesc. Eu vreau să vă mulțumesc ca cititor, pentru că, nu pentru că, numai pentru că ați îngrijit această ediție și că ați gândit să ne oferiți jurnalul Reginei Maria, ci pentru că v-ați gândit la noi și ne-ați ajutat să fim alături de Regina, așa cum Anca Bărbulescu a fost în momentul în care a tradus jurnalul. Cartea este însoțită de facsimile ale paginilor din jurnal, de însemnările despre care Anca Bărbulescu vă spunea, de desenele în creion și de pagini de fotografii din arhiva Reginei. Vă mulțumesc, domnule Cian Boia. Am un sentiment ciudat, mi se pare că sunt pe cale să contribui la o mitologie, la amplificarea unei mitologii, ceea ce nu credeam că o să mi se întâmple. Tocmai un campion al demitizărilor, da? Eu am spus-o primul. Vă așteptăm pentru autografe.